istorică se naște din încercarea de a construi identitatea unui popor. Ne reprezintă sentimentul, intuiția pe care ființa umană o are despre propria existență, care reflectă apartenența sa la un anumit grup social, neam, națiune. Conștiința istorică are la bază în care de limbă, de teritoriu, de mentalitate, eventual și de religie sau de alte valori. Cronica este scrierea istorică în care sunt consemnate în ordine cronologică evenimentele dintr-o anumită perioadă, după surse diverse, atât scrise cât și orale. În spațiul medievalității românești, denumirea este de lătopiseți și limba de expresie este la început slavonă, limba oficială de cancelarie. Ștefan cel Mare este promotorul acestei acțiuni, continuate ulterior și de alți domnitori, ca în secolele următoare să devină operă de artă atât în Moldova cât și în țara românească. Ții minte, dragă Suleiman, cum te-am omorât acum 20 de ani. Bazar, la urmă. Termenul de umanism reprezintă poziția filozofică care pune omul și valorile umane mai data nașterii? 1972, Grigore Nimici. 10 martie 1963. Cele mai importante opere? Letopisetul Țării Moldovei, de la Flavius Javod până la domnia lui Constantin Mavrocordat. Letopisetul Țării Moldovei, de la Român încoace, de unde se părăsit de ureche, până în țara de Cips. Eu n-am fost un om foarte învățat, am povestit așa din experiența proprie, opera mea se bazează pe exact ceea ce s-a întâmplat și ce am văzut. Da. Pe de-o parte, eu m-am absolvit colegiul de la VAR cu 2 ore de gramatică, de unde am obținut temenice cunoștințe istorice și lingvistice. Artistul preferat? Mirjam Costin. Un salut pentru Ștefan cel Mare. Mare. Fără șuteț. Și pentru Suleiman. Pentru Suleiman. Eu de ce s-a terminat? Mai batelat cu Ștefan cel Mare. Big up, rep. Vrem shawarma. Kebab. Spune ce vrem. Început. Am început deja. Yeah. Let's go!
Alțul medievalității românești, denumirea ei este de lotopisețe. Și în limba de expresie este la începutul... Și... Ștefan cel Mare este promotorul acestei acțiuni. Am uitat replica! Vezi că eu mor fără județul. S-ar putea să te omori pe tine. Eu. Ce faci, mă? Plângea, măi, vreodată. Era un om sensibil, totuși. Se zice că plângea. La fiecare telenovelă. Ce plângi? Terminatul de buzează de Suleiman. Cele mai importante opere? Le trebuie să se rimordove de la Davisa Apolo până la Codomnieri Constantin Mavrocondat. Că tot ce-ți de la Arumbodo după ce ai fost de ureache. Bună! Ureache! Miron Costin are un vibe foarte sexy, știi? Nu știu cum să... Dar mă, mă faceți mă confuză! Stai să-l șterg pe cuvânt. Citați-vă să vă concentrați. Perfect! Hai că ne culci spre acest. Again! Mâncarea preferată? Păi nu știi, s-ar mă lupt, era cu mama mântări de la băcuta la un... Trupa preferată? M-am direct să... M-am direct să... Atunci când era inventat de trupele de gay. O singură direcție. O singură direcție. 1, 6. Numele și prenumele? Eu ne concep. De la început, dubla 79. Ce foarte! Hai, riga, riga, Salutați echipa de filmare. Da, 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 hai că... Big up, big up! Singuri oameni normali, de... Da, de serios, după cine am... Te-am întors ochii. Da, am tras subiți. A filmat, hai că... Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Nasılsa ayrılalım belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftse giyer. İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız.